Bună ziua, dragii mei prieteni, mă numesc Dana Ozacuna, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dragii mei prieteni și fete frumoase, mai mult această rețetă este pentru cele mai frumoase fete sau care se iubesc. Eu astăzi aici, în 2 minute, îți explic cum faci un scrub, o mască pentru celulită. Fiecare din noi avem celulită, mă rog, e de la excesul de cafea, de la excesul de alcool, de la excesul de mâncare, puțin că nu facem gimnastică, de la diferite chimicale care băgăm noi în noi și deci pielea noastră se face ca o coajă de portocală. Aceasta se acumulă grăsimea și se face pielea noastră în celulită. Dar eu de mulți ani nu mai cumpăr creme de celulită, eu nu mai cumpăr măști, eu singură îmi fac în casă și pielea mea este ca de catifea, ca de bebeluș. Ce am eu aici nevoie? Foarte ușor. O lingură de sare grontată, știți care este sarea grontată. A noi se numește sare groasă, ori sare mășcată. O lingură de oreț, da, oreț, care noi îl consumăm la sarmale, fiindcă orezul ajută la pielea noastră să scoată coșurile negre, coșurile albi, acneea și toată pielea moartă sau toate celulele moarte de pe corpul nostru. O lingură de oreț. O lingură de zahăr. Da, zahărul care noi îl consumăm în bucătărie. Este un condiment dulce care noi facem diferite dulciuri cu zahărul. O lingură de făină de porumb. Sau să mai zice o lingură de făină de păpșoi. Făina de porumb ajută la scoaterea pielii moarte de pe organismul nostru. O lingură de cafea, dar aici, dacă tu dorești mai mult cafea, fiindcă cafea este nemaipomenit pentru pielea noastră, adaugi 2-3 linguri, cafea naturală. Eu am așa cafea naturală, poate fi consumat, poate fi uscată, ia uitați-vă, da? Cafea, deci este nemaipomenit. O lingură, 2 de mere de albini. Merea de albini este nemaipomenită pentru corpul nostru, mai ales merea naturală, ca merea de salcâm, ca merea de tei sau altă mere care știți-o din plante, din flori, dar să fie naturală. Așa, am aici puțină apă. Amestecăm tot scrubul nostru foarte bine, el nu trebuie să primească lichid, el trebuie să primească uscat și ne frecăm pe corpul nostru. Așa, eu adaug 2-3 linguri de apă, numai decât, ca el sunt toate condimentele uscate, dar apa puțin îl moaie. Așa, deci această mască sau acest scrub îl fac o dată pe săptămână, sincer, pe picioare, pe spinare, pe burt, chiar și pe față, mai ales dacă avem probleme mari pe față, ca acneea, ca coșurile negre, ca coșurile albe, ca excesul de grăsimi. Așa, scrubul meu este gata. Și ce fac eu? Pe corp, pe mâini, eu scrub și fac în felul următor. Numai decât frecăm toată pielea noastră, așa, măcar 2-3 minute, să vedeți ce schimbare și ce piele de catfea îți face acest minunat scrub. Dar măcar vreo 2-3 minute. Unde vrei tu? Pe picioare, unde ai ciuperca la picioare sau la mâini, în așa mod. Apoi vă spălați cu apă călduță și cu șampon. Ei, să mă întreb, Zidana, poți pune în această mască uleiuri esențiale? Eu nu pun, fiindcă îți primești masca grasă, dar după băiță eu îți spăl corpul meu cu apă călduță, dacă tu dorești uleiuri esențiale, cu mare drag. Deci aceasta a fost scrubul meu sau masca pentru celulită, de a avea o piele cât mai frumoasă și cât mai tânără, să știți. Cu voi a fost Zidana, la mulți ani, aveți grijă de voi și numai bine!